26 octombrie. Dacă Sfântul Gheorghe reprezenta convențional deschiderea pământului și sosirii primăverii, Sfântul Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii și a frigului. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut în cetatea Solun din părinți de bun neam și drept credincioși. Tatăl lui era voievod în cetatea Solonului, crezând în taină în Domnul nostru Iisus Hristos și slujind lui. Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinților săi, dar mai ales din darul lui Dumnezeu, ce începuse a lucra întrânsul. Fiind întemnițat pentru mărturisirea lui Hristos, la 26 ale lunii octombrie au intrat ostașii în temniță și, aflând pe Sfântul Dimitrie stând la rugăciune, l-au împus spre el cu sulițele, iar întâia suliță cu care l-au împus a fost în coasta dreaptă, în locul în care au împuns și pe Hristos pe cruce. Marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri. Se spune că cel ce va păzi cu sfințenii această sărbătoare îi vor fi ferite vitele de stricăciunea lupilor sau oamenii vor fi feriți de boli sau lovituri. O vorbă din bătrâni zice că așa cum e ziua de Sfântul Dumitru, așa va fi toată iarna.